Peste 80 de polițiști au desfășurat ieri razii de amploare în Hunedoara și Haceg, cu scopul prevenirii și combaterii faptelor antisociale și asigurării siguranței cetățenilor. În cadrul raziei în municipiul Hunedoara, polițiștii au legitimat 166 de persoane, inclusiv prin utilizarea aplicației eDAC, și au oprit pentru control 47 de autovehicule, 13 conducători auto fiind testați în vederea determinării consumului de alcool sau substanțe psihoactive. Pentru neregulile constatate au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 27.000 de lei, 15 dintre amenzi vizând încălcări ale legislației rutiere. De asemenea, au fost verificate peste 100 de persoane ce fac obiectul unor proceduri judiciare, o parte dintre acestea fiind conduse la sediul poliției pentru amprentare și fotografiere. Scopul acestei acțiuni este unul preventiv. Peste 80 de polițiști din cadrul structurilor operative ale Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara și ale Poliției Municipiului Hunedoara acționează în stradă pentru a preveni și combate faptele antisociale din domeniul criminalității stradale, dar și pentru a reduce riscul rutier și posibilitatea producerii unor evenimente rutiere. În acest sens, colegii din cadrul Serviciului Rutier și al Biroului Rutier Hunedoara folosesc toate aparatele de testare a consumului de alcool sau substanțe interzise, dar și aparatele pentru măsurarea vitezei de deplasare. În cadrul raziilor din Haceg, polițiștii au pus în aplicare 9 mandate de arestare preventivă pentru comiterea infracțiunilor de încăierare, tulburarea liniștii și ordinii publice, distrugere din culpă și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Tot ieri, polițiștii au pus în aplicare 9 mandate de arestare preventivă emise de Tribunalul Hunedoara pe numele unor bărbați din Haceg, cu vârste cuprinse între 17 și 59 de ani, pănuiți de săvârșirea infracțiunilor de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere din culpă și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase. Aceștia au fost arestați preventiv pentru 30 de zile și împreună cu ceilalți doi bărbați din Hunedoara, cei care au fost reținuți pentru 24 de ore, au fost depuși în centrele de arestare preventivă din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Hunedoara, dar și din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Gorj și Caraș-Severin. Acțiuni similare vor avea loc și în perioada următoare în mai multe localități din județul Hunedoara.